Salutare pariori! Pentru ziua de luni, colegii mei de pe site-ul biletuminunzilei.com au pregătit 3 pronosticuri. Haideți să le vedem! Düsseldorf Köln. Andrei Cinculescu spune că în acest meci se întâlnesc două formații care dețin linii ofensive foarte experimentate, ambele marcând în medie peste 3 goluri per meci. În schimb, jocul defensiv al acestor echipe nu se ridică la nivelul așteptărilor și având în vedere că ambele au fost implicate în foarte multe meciuri cu scoruri mari, pronosticul tipsterului nostru este peste 4,5 goluri. Barcelona-Huesca. După eliminarea din Liga Campionilor, Barcelona se va putea concentra strict pe campionat, acolo unde încă are șanse la titlu după ce s-a apropiat la numai 6 puncte de liderul Atletico. Tipsterul David Chirilă spune că Huesca este cea mai slabă echipă din La Liga, ocupând ultima poziție a clasamentului. Având în vedere diferența de calitate dintre cele două echipe, pronosticul lui este că Barcelona se va impune la o diferență de cel puțin 2 goluri. Botoșani-Sepsi. Tipsterul Jimmy se așteaptă ca această partidă să fie una de luptă, iar jucătorii celor două echipe să nu se menajeze deloc. Pentru ambele echipe, miza meciului este foarte mare și ținând cont că în 3 din ultimele 4 întâlniri directe s-au arătat cel puțin 6 cartonașe, tipsterul nostru recomandă pariul peste 5,5 cartonașe. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.